Una dintre noutățile codului rutier adoptat în 2006 se referă la condițiile de staționare a mașinilor. Astfel, se interzice oprirea voluntară a autovehiculelor pe trecerile de pietoni, ori la mai puțin de 25 de metri de acestea. În ciuda acestor dispoziții, în unele zone din oraș, posesorii de autovehicule pot parca în voie. Serviciul Telpark a amenajat zone de parcare direct pe carosabil, în unele cazuri la doar câțiva pași de trecerile de pietoni. Pe strada Gheorghe Lazăr, vis-a-vis de poștă, indicatorul Telpark e amplasat la nici 10 metri de trecerea de pietoni. Astfel, zebra e mai mereu încadrată de mașini, iar traversarea implică o mare doză de risc. Cei ajunși pe refugiul dintre sensuri pot răsufla ușurați. Alții nu sunt însă la fel de norocoși. Este cazul unei femei de 56 de ani, lovită din plin de o mașină pe acea trecere de pietoni. Când am vrut să traversez strada Gheorghe Lazăr, cu toate că eu de obicei mă asigur, m-am uitat cu atenție, nu se vedea nicio mașină, deoarece în stânga mea erau parcate foarte multe mașini. Momentul când am ajuns aproape de mijlocul străzii, la bordură, a apărut o mașină albă, am văzut-o cu coada ochiului și m-a ridicat pe capotă și m-a aruncat pe bordura din mijlocul străzii. Responsabilii serviciului Telpark nu consideră că parcările aflate în această situație încalcă reglementările legislației rutiere. Parcarea se face după indicatoare. Mașinile parcate înainte vor fi în mod normal ridicate. Oricum, toate parcările noi pe care le-am făcut în colaborare cu ADP-ul sunt avizate de Comisia Rutieră din primărie. Prevederile legii 195 privind circulația pe drumurile publice sunt primordiale pentru noi. Cei de la Poliția Rutieră ridică și ei din umeri când vine vorba de aceste parcări. Pe noi nu ne-a consultat nimeni de la primărie sau de la ADP în ceea ce privește sistemul Telpark. E adevărat, legislația nu îți dă voie să parchezi la mai puțin de 5 metri de o trecere de pietoni. Totuși, mi-e greu să cred că ADP-ul ar risca așa ceva. Cum vina nu aparține nimănui, nu putem decât să vă dorim multă baftă atunci când vă încumetați să traversați.